Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultima lună de vară va începe cu o lună plină pe 1 august, care va avea loc în constelația vărsătorului. În prognoza generală astrologică pentru luna august, această lună plină a fost remarcată ca un punct de referință important, care va avea un mare impact asupra multor reprezentanței zodiacului. Vărsătorul este un semn social, eliberat, curios, spontan și colectiv. Prin urmare, călătorind prin Vărsător, Luna, care este responsabilă de cele mai profunde emoții ale noastre și de inconștient, scoate la suprafață dorința noastră de a ieși în evidență în societate, crescând sociabilitatea, prietenia, dorința de a ajuta. Racii și taurul, de exemplu pot deveni neobișnuită de vorbăreți și sociabili, în timp ce vărsătorii, capricornii și scorpionii pot ajunge în centrul atenției publice. Interesul pentru procesele sociale, precum și problemele locului lor în ele, va fi inerent în majoritatea gemenilor, balanțelor, leilor și săgetătorilor, care își vor regândi unele dintre credințele și principiile de viață. Pe 2 august Mercur se va opune lui Saturn, ceea ce va provoca nu numai tendințe egoistă și crize de neîncredere față de cei dragi, ci și o dispoziție proastă. Capricornul, Balanța, Gemenii și Fecioara vor fi în mod special afectați de acest tranzit. Povara grijilor profesionale va începe să enerveze pe reprezentanții acestor semne, care pot afecta negativ relațiile cu familia și prietenii dificultăți de digestie, dureri de cap sau dureri de dinți pot însoți berbecul și leul, iar riscurile de luxații sau întorse sunt deosebite de mari pentru capricorn, fecioară și gemeni. Această perioadă nu este potrivită pentru operații chirurgicale, diagnostic sau începerea procedurilor medicale. Efectele cosmetice, masajele, tunsorile, Manicura și pedicura se transferă cel mai bine într-o altă perioadă, mai favorabilă. În această zi, nu sunt recomandate contactele cu conducerea de la locul de muncă, comunicarea cu persoanele în vârstă. Trigonul dintre Marte și Jupiter la începutul săptămânii va atenua oarecum influența negativă a lui Saturn deoarece creșterea vitalității în societate va fi mai puternică decât acțiunea intensă a opoziției. O atitudine optimistă va fi caracteristică tuturor zodiilor de foc, săgetător, leu și berbec, precum și la scorpion. Pentru acesta din urmă, tendințele pozitive vor viza în principal sectorul financiar. Berbecul tipic se poate îndrăgosti pentru o lungă perioadă de timp și reciproc, iar leii tipici se vor bucura în special de comunicare activă și activități distractive. Săgetătorii și peștii tipici pot realiza multe în domeniul profesional. Majoritatea reprezentanților cercului zodiacal în această perioadă vor rezolva cu succes problemele legale, iar apelurile către organele statului și autoritățile oficiale vor fi eficiente. Relațiile cu sexul opus se vor stabili ușor și fără efort, prin urmare, cei care nu au un partener vor avea toate șansele să-l găsească în sfârșit. În ceea ce privește profesia sau munca, vor apărea noi perspective de carieră pentru săgetătorii tipici, berbec și scorpion, care vor trebui să profite foarte repede de oportunitățile oferite. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!